Cristian Genta este un nume despre care până nu de mult socialdemocrații din județ nu auziseră prea multe. Președintele executiv al PSD Argeș și șeful filialei municipale din Pitești s-a remarcat însă în ultima vreme prin pozițiile vocale din Consiliul Local sau, mai nou, din funcția de director adjunct al RATEN ICN Pitești. Bogat în vorbe, dar și în conturi, Genta pare un om foarte ocupat, doar dacă citim declarația de interese depusă în luna februarie acestui an. Pe lângă funcțiile deținute în PSD, acesta este reprezentat și în cadrul adunării generale a SC Apă Canal 2000 Sapitești, a Termocalor Confort și președinte al Asociației Perla Argeșului. Funcția de membru o deține în cadrul Societății Române de Fizică, dar și la Asociația Română de Radioprotecție. Din declarația de avere reiese că este posesor a 3 terenuri la care este coproprietar. Primul, cumpărat la Pitești în anul 2005 cu soția, este de 472 de metri pătrați. Al doilea se află în Ștefănești și are o suprafață de peste 18.320 de metri pătrați și este deținut din 2008 alături de Paul Schiaucu și Bogdan Pandelică. Cel de-al treilea este unul forestier și este situat în localitatea dâmbovițeană Razvad, în suprafață de 1.000 de metri pătrați. Acesta este trecut pe numele soției, Doina Genta, și a lui Cătălin Pădurețu. Genta deține alături de soție un apartament și o casă în Pitești, primul de 80 de metri pătrați, a fost achiziționat în 1996, iar casa în suprafață de 168 de metri pătrați a fost cumpărată în anul 2005. Deși pare dubios la prima vedere, socialdemocratul nu are în proprietate niciun autoturism. Probabil că este și normal, având în vedere importanța funcțiilor obținute, care necesită mașină și șofer de serviciu. Deși nu are un automobil, are destule conturi deschise la o singură bancă, toate în lei, vreo 7 la număr, 2 din 2009, în valoare de 77.059 lei și respectiv 564.837,55 de lei. Alte două din 2011 de 187.258,41 de lei și 120.650,4 lei. De asemenea, în 2012 am mai deschis un cont de 61.018,22 lei. În afara acestora, fiind client fidel al băncii respective, am mai decis să mai deschidă alte două depozite de 70.188,95 de lei și 57.000 de lei. Este creditat cu alte două conturi curente de 7.850,68 și respectiv 15.136,17 lei. Cristian Gente are și datorii, în ciuda așteptărilor. Astfel, are două credite, primul cu scadență în 2018 de 4.308 euro, iar cel de-al doilea până în 2022 în valoare de 28.783 de euro. Are de acoperit un extra rol de 6.300 de lei și două carduri cu sumele de 18.783, respectiv 8.200 de lei. La capitolul venituri are trecut salariul de 106.271 de lei de la ICN, iar soția doar 44.749 de lei, bani obținuți de firma pe care o deține. Gentea a mai adăugat 5.651 de lei din indemnizația de consilier local la Pitești și 9.048 de lei, sumă încasată ca membru al Consiliului de Administrație al Electrocentralei Grupe SA București. Dividendele pe care familia le are obținute din aceeași sursă sunt de 444.500 de lei și respectiv 350.615 lei. Privind aceste cifre, putem spune că Gentea este un model demn de urmat pentru noi toți și că trebuie să fim chibzuiți și strângători pentru a sta bine din punct de vedere financiar sau poate doar să avem firme, să deținem funcții importante și joburi călduțe, bine plătite. Astfel, cum nimic nu vine fără sacrificiu, un om implicat și activ, precum președintele executiv al PSD Argeș, are ce lăsa drept moștenire în urma sa.